zilei. Smerenia cea dintâi este a socoti pe fratele tău în toate mai cuminte și mai bun decât tine. Sunt diaconul Ioan Moraru de la Biserica Sfântul Mare Mucenic Dumitru din Chișinău și în salutul de astăzi vă aduc cuvântul lui Ava Dorotei despre smerenie, căci ea este începutul sfințeniei și temelia desăvârșirii. Suntem în miercurea săptămânii a 10-a, după pogorârea Duhului Sfânt, și facem pomenire Sfinților Apostoli Sila, Silvan, Criscent, Epenetos și Andronic. Acești sfinți au făcut parte din cei 70 de apostoli. Sila a mers la propovăduirea Evangheliei împreună cu fericitul Pavel și nu după multă vreme a fost făcut episcop al Corintului. Acolo, mult ostenindu-se și pe toți întărindu-i în credința lui Hristos, s-a mutat către Domnul. Iar Silvan a fost făcut episcop al Tesalonicului și acesta, binenevoindu-se către Domnul, s-au mutat. Iar ceilalți, propovăduind în Caledonia și în Italia și învățând de față în toată lumea cuvântul credinței în Hristos și întorcând și botezând pe mulți dintre păgâni, cu pace și-au dat sufletele lui Dumnezeu. Tipicul zilnic rânduiește pentru astăzi lectură din Evanghelia după redacția Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 21, versetele 28-32, fragment pe care vi-l propunem spre audiție. Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii și, ducându-se la cel dintâi, i-a zis: fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. Iar el, răspunzând, a zis: mă duc, Doamne, și nu s-au dus. Mergând la al doilea, i-a zis tot așa. Acesta, răspunzând, a zis: nu vreau. Apoi, căindu-se, s-au dus. Care dintre acești doi a făcut voia tatălui? Zisau lui cel de-al doilea. Răspuns al lor Iisus: adevărat grăiesc vouă că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și n-ați crezut în el, ci vameșii și desfrânatele au crezut, iar voi ați văzut și nu v-ați pocăit nici după aceea ca să credeți în el. Oare de câte ori noi am zis: mă duc, Doamne, însă am rămas numai cu promisiunea? Domnul Iisus Hristos a pus în fața noastră două categorii de oameni: cei aparent neascultători, dar care au conștiință, și cei entuziaști, dar care rămân datori la capitolul fapte. Înțelesul duhovnicesc al celor spuse de Domnul Iisus Hristos este unul profund și ne privește pe fiecare dintre noi. El s-a adresat celor care susțineau că sunt urmașii lui Avraam, însă care au ignorat pe un trimis al lui Dumnezeu, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Ei s-au asemănat în multe privințe cu cel dintâi fiu, pentru că au promis că vor lucra, însă în realitate au rămas doar cu vorba. Bune intenții aveau, însă le-au lipsit concretizarea celor făgăduite. În vremea aceea, vameșii și desfrânatele, care erau considerați exemple de păcătoșenie,
au ascultat mesajul Sfântului Ioan Botezătorul și s-au supus lui. Din acest punct de vedere, s-au asemănat celul de-al doilea fiu, Sfântul Ioan Gură de Aur, așa ne învață. Cuvintele noastre sunt cărările faptelor noastre.